Ce echipă putem avea cu Cătălina Ponor, cu Sandra Izbașa, Larisa Iordache, Diana Bulimar? Și e mare bătălie pentru al cincelea loc în echipa României pentru Jocurile Olimpice, dar asta face bine. Da. Poate duce la performanță această concurență. Concurența crește performanța. Rebecca Turney. Rondo Kachov direct, apel cu dublu înainte. Foarte bine, da, aterizat. Tsukahara Iker, umărul jos la aterizare, dar fără pas. Are dificultate. Da, n-ai zice după cum arată, subțirică și slăbuțică. Nu prea are mobilitate, deci are probleme la săriturile artistice. Sunt destul de simple, nu au dificultate. Ceea ce se va simți în final. Drăguță, îmi place în continuare, îmi place. Mie mi-amintește de Andreea Munteanu de la Constanța. Da, op, a pășit afară. A avut o legare de două salturi, un salt cu întoarcere și jumătate legat cu un alt salt cu două întoarceri și jumătate. Din păcate a ieșit afară din cobor. Și ultima diagonală. Ah, nu s-a ridicat bine de pe flic și a plecat prea lung. Și steagul a fost ridicat. Da. La alt colț, Larisa. Noi avem o reluare cu acea primă diagonală, foarte frumoasă combinație, un salt de valoare A legat cu un apel cu dublu de valoare E. Frumos, 20 în bonificație pentru această legare. Și aici un salt cu jumătate, un salt și cu o întoarcere și jumătate legată cu un salt cu două întoarceri și jumătate. Și tamponează tălpile cu magneziu și picioarele pentru gruparea de la acea Tsukahara dublă, Larisa Iordache. Are nevoie, văd că de mult magneziu, solul alunecă, da, ei transpire picioarele și n-are voie să-și pună pe covor. Așa cum a făcut în calificări, au fost atenționați antrenorii noștri să nu mai lase să facă acest lucru. În calificări a pus magneziu. Da, și a venit două o colegă să șteargă apoi. Da. Este greu când solul este nou, tot timpul alunecă. 13-8 locuri.